Definiți prin curaj, onoare și putere, samuraii au fost mereu portretizați ca niște luptători de elită neînfricați. Loiali până la moarte, își slujeau nobilii și îi puneau mai sus de propria familie, fiind oricând pregătiți să ardă sate întregi ca să aducă drept trofeu capul inamicului. Trăiau după o filozofie proprie, Bushido, și își luau propria viață fără niciun regret dacă erau înfrânți sau dezonorați. Au fost samuraii eroi sau răufăcători? În vlogul de astăzi facem câțiva pași într-o eră de mult apusă, era samuraiilor. Le aflăm povestea, vedem cum arată astăzi casa unui vechi samurai din Kyoto, medităm, asistăm la demonstrații și învățăm cum să mânuim o sabie japoneză de peste 100 de ani. Suntem în Kyoto, capitala culturală a Japoniei și e probabil unul dintre puținele locuri din țară în care putem avea parte de o experiență ca cea de astăzi. Am ajuns la Samurai Experience și suntem pe cale să fim inițiați în tainele samuraiilor. Ia uitați-vă aici cine e pregătit. 3 ani s-a pregătit pentru momentul ăsta. Samurai ninja. Mamă, am ajuns în locul de luptă. Am crezut că facem experiența asta doar noi doi, dar se pare că mai sunt niște oameni aici. Acum ești în training. Nu mă așteptam să fie atât de complicat. Credeam că e kimono simplu. Welcome to Kyoto Samurai Experience. If you want to carry your phone with you, you can slide it into your top like this. Makes a nice little pocket here for you. Leaves your hands free. But these at the sides. So, I'll start by talking about the history of, well, the samurai actually. Because the samurai actually have their beginnings in Kyoto. Samuraii erau războinicii din Japonia premodernistă, o clasă de luptători de elită. Erau experți în arte marțiale, călăreți scusiți și mânuiau perfect arcul cu săgeți și sabia. În perioada Heiană, principala îndatorire a samuraiilor era de a proteja terenurile nobililor. Well, this system worked for a while, but the samurai realized two things. The first thing is that well, they do a lot of the work in the country without getting too much credit for it. That's upsetting. The second is that they actually own all the swords in the country. Mai târziu, au format o clasă militară care a ajuns la conducere, devenind cea mai importantă castă socială din perioada Edo, sub șogunatul Tokugawa. Perioada Edo a început atunci când capitala s-a mutat din Kyoto la Edo, adică Tokyo de astăzi. A fost o perioadă de pace, de stabilitate politică, de creștere economică și dezvoltare culturală, sub dictatură militară. În ziua de azi poți face aproape orice cu o simplă apăsare de buton. De exemplu, poți să-ți cumperi un bilet de avion către Japonia, aici unde suntem și noi, poți da un like acestui vlog sau poți să-ți cumperi o cartelă eSIM de la Nomad. Am pățit de foarte multe ori să aterizăm pe aeroport noaptea, iar magazinele de acolo să fie închise, așa că am rămas fără internet pentru prima zi. Din punctul meu de vedere, internetul pentru prima zi este super important, trebuie să știi cu ce anumit te deplasezi de la aeroport la hotel și în același timp să-ți anunci familia că ai ajuns cu bine. Nomad vine cu soluții simple și utile. Îți achiziționezi cartela eSIM înainte de a ajunge în destinația dorită și în acest fel economisești bani, timp și te poți bucura mai mult de vacanța ta fără griji. Cartelele eSIM au devenit foarte populare în ultimii ani pentru că sunt ușor de cumpărat, ușor de instalat și ușor de folosit. Îți poți alege planul de internet în funcție de perioada pe care vrei să o petreci în vacanță, planurile începând de la 1 GB până la nelimitat și le poți folosi în peste 140 de țări. Folosește codul BLONDRIEN și primești $3 discount la prima achiziție. Clasele sociale erau foarte importante și arătau cam așa. Împărat, șogun, daimyo, samurai, țărani, artizani și la baza piramidei, comercianții.
Denumirea de samurai provine de la a servi. Îl serveau pe împărat sau pe un daimyo, nobil care era dispus să îl plătească pentru serviciile sale. Cu cât mai bogat daimyo, cu atât mai bine plătit samuraiul. Sau samuraii. Așa s-a ajuns ca un daimyo să-și folosească puterea și armata de samurai pentru a lua puterea din mâinile împăratului, formând o nouă poziție militară și un nou guvern, shogun. And at the same time, the West comes to Japan and asks Japan if they want to trade the rest of the world. They do this by sailing into Edo Bay in massive gunboats and asking Japan if they want to trade. We say ask very leniently because they bought guns to a sort of country that's not really heard of it much before. And so Japan is thrown into a bit of a panic because a lot of samurais especially know that, well, the West going places isn't always a good sign for your country. But some people also think that there's a lot to learn from them. They have a lot of technology and maybe they have industrial power that we don't have. So maybe there's a lot of potential there too, which they were sort of half right, half wrong. And a lot of the samurai who actually are concerned about the country actually come to Kyoto to have a big discussion about what to do about the next sort of century. That ends up making Kyoto one of the most dangerous cities to be in for about 15 years of Japan's history. And so there's fighting on the streets daily, and, well, assassinations all over. And there was actually a case where two-thirds of Kyoto burned to the ground. Factions are forming everywhere, groups are forming against the government and for the West maybe. Well, the shogun actually decides to abdicate his position because he became worried that he might be assassinated soon. But this pretty much brings an end to the shogunate government and the samurai period, really the samurai golden era, and they start to fade away as a class after that. But 700 years is still a pretty good run for the samurai. They have to make their own rules for a while. Familiile descendente din samurai încă există și multe dintre casele lor sunt intacte, la fel și cea în care ne aflăm noi astăzi. But this house is maybe 3 to 4 times the size of one of those homes. The house itself is divided into two main parts. The family lived on the other side. This side of the home was for welcoming and entertaining guests. It's only one story, but the ceiling is very high, so it shows respect to the guests who come in. And you may have noticed that these three rooms get progressively nicer as you walk through them. So the first room back there, the walls were very simple and plain. This middle room has this set of paintings on the wall that are original to the home. They want to protect their homes and their families and their guests. So even during peacetime, a samurai home is built like a miniature fortress. There's a lot of defensive measures included. Some of these are very obvious, like the large gate we have outside. It's got a very thick wall, and it's very high, so it's difficult to climb over. And then, when you came inside, there was that little door that everyone, just about everyone, has to duck through. You can imagine, if you're attacking the house, that door will really slow you down. The average height of a samurai in the Edo period was just about my height. Then, once you're inside the home, there's two sets of sliding doors very close to each other. They also act as an alarm system. Because if somebody is in a hurry and they bump into one of these doors, it's really loud. Or if you open it up too fast, it will echo through the whole house. And even though the ceiling is so high, these beams are not. And this is actually the most dangerous part of our experience today. So please be careful walking through the house. If somebody is attacking you, they're waving their weapon around, they might get stuck up here in the wood. And in fact, there are houses in this neighborhood that do have cuts left in the woodwork from assassinations that happened at the end of the Edo period. None here. I see you checking. I've checked too. But our samurai seems to have lived a very peaceful life indoors. But whatever he did out on the streets, it's none of my business. Then there's one more thing, which is a hidden hallway behind these three rooms. You can see part of it here where we have the drum. This hallway has an entrance back between those two sets of sliding doors where you came inside.
just a little door set into the wall. You may not have noticed it. It's very easy to walk past and miss it. But this door, this hallway has an exit out the back of the house, has another exit into the kitchen. So you have a very quick and easy escape route if you need it. Samurai era o clasă socială, așa că nu puteai deveni un samurai, ci erai un samurai prin naștere. Copiii născuți în familii de samurai începeau pregătirea de la o vârstă fragedă, și nu doar cea militară, ci erau și inițiați în artă, căci pe lângă războinici rămâneau nobili și era necesar să fie învățați. まあ、陣内鼓と尺八と、マニュアル伝統楽器と、このイヤイドの合同演奏。まあ、よくですね、マニュアル表現するとですね、二つが多くなっておりますそして今現在ですね、お持ちの武器として使用しますが、美術品としても世界から高い評価を受けております。これは皆様、ぜひ座ってからしたら畳を覆うというのが丸めたものでございます。衣装は。まあ、ではですね、まあ、豆腐料理切れたので、それぐらいよく切れたというふうに思っております。まあ、これはですね、まあ、これぐらいもですね、女性、子供さんちょっと簡単に巻きのだと思います。 So the act he just performed is called Kohongiri. And to perform this act, of course, there's some strength and technique required. But more than that, it's a state of mind that's most important. And so, if you're thinking too many strong emotions about cutting through it, sometimes you'll stop halfway. If something's worrying you or making you anxious, and in worst cases, if you're overthinking, you might just even bend the sword at times. Samurai erau prin definiție niște slujitori. Ce se întâmpla dacă rămâneau fără un daimyo? Simplu. Ori își căutau altul, ori umblau liberi, devenind ronin. Ronin era un samurai fără stăpân și nu mai existau reguli pentru el, de aceea mulți alegeau calea jefuitului, folosindu-se de calitățile lor pentru a intimida. Existau și femei samurai, erau numite Onna Bugeisha. Se antrenau în special pentru a-și proteja casa și familia, dar erau pregătite și în caz de război. Tomoe Gozen e cea mai faimoasă femeie samurai din Japonia feudală. A fost comandant în mai multe bătălii care au dus la crearea primului șogunat. Aș vrea să vă povestesc ce se întâmplă, dar sunt atât de implicată în tot procesul ăsta, încât nu pot să-mi stăpânesc emoțiile. E fantastic! N-am mai făcut niciodată așa ceva și nici n-am mai văzut așa ceva. Deci până acum e una dintre cele mai șmechere experiențe pe care le-am trăit. De la emoții, la ce vedem, la ce auzim, epic. You'll see that there's a long side over here and a shorter side. This short side is the blade. When you're using the sword, you want the blade pointed away from you. But when you're handing the sword to someone, you turn it around. Have the blade pointed at yourself. Japonezii credeau că în katana stă sufletul unui samurai. Minuțios lucrate, din cel mai bun metal, cu cele mai fine detalii.
Aceste săbii arcuite, cu un singur tăiș, erau și sunt pe cât de frumoase, pe atât de periculoase. Exista o tradiție sângeroasă, tsujigiri. Fiecare samurai care primea o nouă katana își testa noul tăiș, ucigând pe neașteptate un trecător nevinovat de pe stradă, de obicei în timpul nopții. În perioada Edo, practica a fost interzisă și pedepsită cu moartea. And bend your knees slightly. Like what I feel am obositor să fii samurai. Și acum să trecem la chestii reale. Mă, e cam frică, Bobi. Unde mai e ocazia să ai în mână o sabie japoneză de 120 de ani la prima întâlnire? În condiții în care ei consideră că 120 de ani e foarte puțin. Soția mea e fericită rău, dar și eu așteptăm să vină și rândul nostru să tăiem cu săbiile și ne uităm acum la oameni să vedem ce fac și ei. Soția mea se descurcă bineșor din ce am văzut acum, să vedem. Hai, nu fi modest. Eu nu știu cum mă descurc, pentru că pe tine te-am văzut, nu m-am văzut. Mă descurc cu forță. Dacă vă place până acum vlogul, dați un like rapid. You are welcome to look at the sword. It is very beautiful. But please, do not bring the blade up close to your face. Do not touch the blade with your hands. Puf, ai lăsat telefonul? Bun. Never again? Pufa mea, i-ai dat ei zăb. Uite un pic ce ai făcut aici, pufa mea. Deci efectiv ai măcelărit lemnul ăla. E super greu, nu? Pune un pic mâna pe inima mea. Samuraii au fost puternic influențați de budismul Zen. Pregătirea Zen îi ajuta să își limpezească mintea, să fie liberi și spontani, să fie una cu propria sabie. Vă amintiți replica ajutătoare din The Last Samurai, No Mind? Ei bine, No Mind era un motto pentru samurai în luptă. Hai că am terminat și cea mai șmecheră experiență din ultimii ani, cred că, sau din viața noastră. Wow, cum a fost! Ne-a trecut prin toate stările posibile. Eu, inima mea a luat-o la goană din momentul în care am văzut prima reprezentație, de când a început muzica, până în momentul în care s-a terminat... Nu, nici măcar. Până în momentul în care s-a terminat meditația. În timpul meditației, eu eram acolo, deci așa făceam pe dinăuntru. Serios, nu te-ai relaxat deloc? M-a relaxat spre final abia. Aha. Am fost foarte emoționată, extrem de emoționată și în momentul în care a fost proba practică, ca să-i spunem așa, mi-am dat seama de ce a fost definiția mea 100%. Eram acolo și îmi dădeam seama cât de haotică sunt, pur și simplu, și cum nu îmi pot coordona mișcările, cum sunt așa, all over the place. De asta tot îți spuneam, relaxează-te, că asta e cel mai important, să ții focusul acolo. Eram conștientă. Eram conștientă de faptul că sunt haotică, dar eram atât de emoționată încât nu mă puteam controla și se întâmpla totul foarte repede. A fost un cumul de sentimente foarte puternice.
și mi-a plăcut mult de tot. Am realizat încă o dată cât de împrăștiată, haotică și indisciplinată sunt, pentru că asta e definiția mea. Chestia, în viață. Chestia e că aici, dacă era doar o treabă în care veneai, îți dădea o sabie în mână, te jucai un pic cu ea, nu avea niciun sens. Adică, ei practic nu te cuprind toată istoria samuraiilor. Mi-au explicat pe acolo treburile, au făcut demonstrația aia cu muzică, care muzica pe mine m-a terminat, îmi dădea niște palpitații la inimă, după aia cum tăia omul, după aia cum mi-au explicat, deci experiența asta o meritat doar așa. Dacă venea și dădea sabia în mână, n-avea niciun sens. Cu toate astea, cred că partea practică ar merita puțin mai mult timp. Da, un pic mai mult. Să stai acolo, să reușești să te calmezi, să respiri, să faci de mai multe ori mișcarea aia de pregătire. Soția mea indisciplinată, care eu... a plecat cu telefonul după ea în condiții în care asta a fost prima regulă. Am plecat cu telefonul. Prima oară când m-am îndreptat să tai, mi-am dat seama că am ajuns foarte aproape, gen la modul eram aici, îmi stătea ținta aici în frunte. Cred că ai nevoie de puțin mai mult timp ca să te obișnuiești, te relaxezi și să faci tăietura așa cum trebuie, să faci mișcare exact așa cum trebuie. Dar a fost o experiență cu mult peste cum mă așteptam să fie, auzind de la oameni că experiențele astea cu samurai nemai existând astăzi, sunt de obicei clișeice și așa, da, pentru copii mai mult, o experiență pentru copii. Mai ales că a spus și la început că, după cum vedeți, nu suntem samurai adevărați. Da, experiența asta este pentru oameni de toate vârstele. Nu știu în câte locuri ai ocazia să ții în mână o sabie adevărată, o sabie cu o vechime de peste 100 de ani și tot sprijinul ăla de acolo, cum te îndrumau, strigătul ăla în care să pornești. Ei ca da, oameni. Îi vezi pe ei atât de disciplinați, cu mișcările alea atât de drepte, postura perfectă. E incredibil. Deci mi-a plăcut la nebunie. Kyoto Samurai Experience. Dacă veniți vreodată în Kyoto, nu ratați experiența asta, că e probabil o dată în viață. Cam toate experiențele din Japonia, în mare, au un preț fix. Acela este de $100, adică 15.000 de ieni. Atât au costat 60 de persoane, așa că dacă veniți, pregătiți 15.000 de ieni și aveți parte de cea mai șmecheră experiență din Kyoto, cel puțin. Japoneză autentică, 100%. Samuraistică, tot ce vreți voi. Mi se pare că sunt puține experiențe în Japonia care te pot ancora 100% în istoria lor și să ții în mână o sabie, să fluturi o sabie nu de mai samurai. Spăr cu mâini. Da. Te duce fix acolo în poveste. Să te costumezi în geisha, la fel, mi se pare o experiență unică și care ar trebui bifată atunci când ajunge în Japonia. Sunt copleșită de experiența asta și mă bucur mult și aș vrea să mai venim o dată ca tot să stăpânim eu, să stăpânesc și eu Pufa sabia mea. Cum trebuie. Ai stăpânit sabia aia, deci efectiv o sfârtecat lemnul ăla, i-o dat, deci efectiv l-o distrus. Am stăpânit-o în stilul meu propriu. Nu contează, gen, l-ai sfârtecat, deci dacă erai la luptă, îl rupeai, nu aveți să mai zici. Fix cu coarnele înainte, așa m-am dus. Îmi dădeam seama după ce reușeam să finalizez procesul, că uitam să fac toate mișcările, uitam să fac pașii așa cum trebuie, uitam să ridic sabia deasupra capului la al doilea pas. Era un haos total, dar ce-i drept? Scopul scuză mijloacele. Exact. Cultura japoneză e unică. Bogată în istorie și tradiții, Japonia a fost mereu percepută ca un tărâm mistic de către cei din vest. Epoca samuraiilor a ajutat la conturarea Japoniei pe care o știm astăzi. Deși ei nu mai există de la sfârșitul secolului XIX, moștenirea lor rămâne vie.